Părinte, scumpii noștri logodnici, dragii noștri nași și iubiții noștri nuntași, poate așa ne-ar vine că suntem nuntași în seara aceasta și dacă ne ajută Dumnezeu și mâine. Parcă dorim ca să spunem la toți, chiar și aceștia care suntem în comuna noastră și chiar cei care sunt mai de departe, parcă suntem obligați și din dragoste vă spunem, bine ați venit în comuna noastră cu Domnul Iisus. Scumpii noștri frați și surori, mulțumim lui Dumnezeu că așa cum amintea fratele la rugăciune, că ne-a lungit viața noastră și până în clipa aceasta și până în seara aceasta și cu acest prilej de nuntă a dragii noștri tineri. Rugăm pe Dumnezeu ca să însoțească toată viața lor. Căci așa cum spune Domnul Iisus în învățătura Lui, că nu puteți face voi nimic fără de mine, așa spune Domnul Iisus în Evanghelie. Și credem din toată inima că așa este începutul vieții, mai cu seamă începutul drumului pentru viața aceasta, nu se poate face nimic decât cu ajutorul lui Dumnezeu. El este acela care dă, cum spune prorocul, pâinea celor neprihăniți o dă ca prin somn. Așa este El. Chiar dacă alergăm pe acest pământ, chiar dacă suntem așa și dacă ne ajută El, suntem tot așa, mai mult trudiți, mai mult chinuiți, mai mult hărțuiți de viața aceasta. De aceea îi mulțumim lui Dumnezeu că suntem, mă întorc înapoi la bucuria aceasta, căci nunta este o bucurie, nu numai pentru tinerii aceștia, este bucurie și pentru cei bătrâni. Pentru că ne aducem aminte că și noi am fost la vremea noastră așa cum sunt ei astăzi. Și de aceea cum am avut noi bucurie în vremea aceea, așa o sunt ei astăzi. De aceea aș vrea ca să citesc ceva din Evanghelia Domnului Iisus, care spune aici la Luca, în capitolul 14, pilda celor poftiți la cină. Și spune în continuare, unul din cei ce ședeau la masă cu el, când a auzit aceste vorbe, i-a zis, fericit de cel, de acela care va prânzi în împărăția lui Dumnezeu. Iisus a răspuns, un om a dat o cină mare și a poftit pe mulți. La această cină a trimis pe robul său să spună celor poftiți, veniți, căci iată că toate sunt gata. Dar toți, parcă fuseseră vorbiți, au început să se dezvinovățească. Cel dintre ei a zis, am cumpărat un ogor și trebuie să mă duc să-l văd. Rogu-te să mă ierți. Un altul a zis, am cumpărat 5 părei de boi și mă duc să-i încerc. Iartă-mă, te rog. Un altul a zis, tocmai acum m-am măsurat și de aceea nu pot veni. Când s-a întors, robul a spus stăpânului său aceste lucruri. Atunci stăpânul casei s-a mâniat și a zis robului său, du-te de grabă în pețele și ulițele cetății
și adu aici pe cei sărași, ciungi, ori și șchiopi. La urmă, robul a zis, stăpâne, s-a făcut cum ai poruncit și tot mai este rob. Și stăpânul a zis robului său, ieși la drumul și la garduri și pe cei ce îi vei găsi, silește să intre ca să mi se umple casa. Căci vă spun că niciunul din cei poftiți nu va gusta din cina mea. Dragii noștri, frați, surori, am citit din pericopa aceasta spusă de Domnul Iisus. Am citit din locul acesta și parcă ne socotim că suntem chiar noi aceștia pe care ne-a spus aici cuvântul Domnului Iisus. Chiar noi, parcă eu așa m-aș socoti. Dar ne gândim la primul verset, așa cum începe omul acela, omul acela credincios, care el o simțit, că Domnul Iisus spunea niște lucruri pe care el nu le-a mai auzit. Și de aceea era așa de dispus, ca să zică, ferici de cel care va frânze în împărăția lui Dumnezeu. O, dragii noștri, frați și surori, ce mare fericire o simțit omul acela și ce mare fericire trebuie să simțim noi, aceștia care suntem astăzi, la ascultarea cuvântului. Ce fericiți trebuie să fim noi, aceștia, să gândim mereu la spusele acelui om. Că Domnul Iisus nu i-a dat niciun răspuns că e bine, că e rău. Numai că El a adus învățătura aceasta. Numai că El a adus lucrul acesta. Că un om a dat o cină mare și-o chemat la cină, desigur, pe prietenii lui, pe aceia care au avut atâta nădejde pe ei, atâta bază au avut pe ei, că vine la cina lui, vine și ia parte la cina lui. Și ca răspuns, vedem răspunsul care l-a dat. Dragii noștri, frați și surori, să gândim că numai această cină a fost. Și cum ne învață Părintele Iosif în explicațiile lui, cina, omul, acela care a făcut cina, este Dumnezeu. El este acela pe care ne îmbie pe toți să venim la cină, să vedem că toate sunt gata, toate sunt aranjate, toate sunt pentru noi, aceștia care suntem pământeni, pentru noi, aceștia care încă suntem în călătoria aceasta, toate sunt pregătite. Veniți, căci așa ne amintește explicația lui Părintele Iosif. Toate sunt gătite de Domnul Iisus. Veniți, căci o luați crucea de la palatul lui Irod, în continuare, cu crucea în spate, dusă înspre Golgota. Veniți că acolo se gătește cina. Veniți că acolo este locul de întâlnire cu Dumnezeu, cu Mântuitorul nostru. Veniți toți! Dar ca răspuns, dragii noștri, frați și surori, l-am citit aici, din acești trei prieteni care avea el o nădejde, că va fi ai lui și va veni și nu va refuza. Mulți sunt de ăștia care sunt și astăzi, care se dezvinovățesc, care se iartă, te rog, nu mă lăsa. Te rog că am cumpărat boi. Te rog că am cumpărat pământ. Te rog
că chiar acum am căsătorit și motive neîntemeiate, ce motive aduce omul nostru la chemarea lui Dumnezeu, la chemarea mântuirii. Cu aceste lucruri se îndeletnicește omul și n-ascultă glasul lui Dumnezeu, n-ascultă și nu vrea să ia aminte jertfa Domnului, a Fiului Său, că toate le-au făcut, toate sunt gata pentru mântuirea omului. Numai că refuzul este așa de mare. O, dragii noștri, frați și surori, ne gândim la sluga aceasta pe care l-a însărcinat Dumnezeu ca să-i cheme mereu. Slugile acestea care sunt bisericile noastre, care sunt cei din fața bisericii, slugile acestea trebuie să strigă necurat, să strigă: veniți, căci iată, masa este gata, jertfa este gata, veniți la ea. Dragii noștri, frați și surori, mă gândesc la mine întâi. Dacă nu era glasul acesta a slujii, nici eu nu eram pe aici. Toți ne înmuleam în lucrurile acestea pământești, toți căutam să cumpărăm, toți căutam să avem cât mai mult aceste lucruri pământești. Casă, azi nu mai este voi. Dar este lucrurile acestea care te leagă așa de tare, lucrurile acestea care este vremea pierdută cu ele. Amintește Părintele Iosif că nu era o dezvinovăție, o iertare pentru acela care s-a căsătorit. Nu era iertare, trebuia să vină la cină. Nu era iertare pentru cel care are avere. Nu era o iertare. Trebuia să vină la cina Domnului Iisus. Trebuia să vină și acela care și-a cumpărat atâția voi. Dragii noștri, frați și surori, așa este omenirea. Așa-și toarce firul omenirea noastră de astăzi. Și tare sunt acei de puțini care ascultă glasul acela cinei, care ascultă glasul acela care este trimisul lui Dumnezeu. Mă gândesc cum să mai la sfârșit aici, la capitolul acesta unde am citit slugile acestea, aceia care stă nepăsători, aceia care n-are boi, aceia care n-are pământ, aceia care nu se îngrijește așa de tare de viața aceasta, aceia poate să urmeze pe Dumnezeu. Acela că el stă în piață, la colțuri, stă, el e nepăsător, el n-are atâta slugărie aici în viața aceasta. Și când aude glasul lui Dumnezeu, chemarea lui, lasă totul și cază să vină la cină, să vină la Dumnezeu. O, dragii noștri, frați și surori, cât de mult să-i mulțumim lui Dumnezeu că El ne-a învrednicit ca să auzim glasul slugii. Și cea mai bună slugă, o pot să o socotesc eu acesta, că am trecut aproape din viața aceasta, socotesc sluga lui Părintele Iosif, că El mi-a deschis mintea, El mi-a deschis glasul. Prin glasul lui, prin oastea Domnului, am ajuns în locul acesta. Nu că nu este biserica noastră de ajuns, nu că nu se face lucrurile acestea, dar așa de clar vorbește glasul lui Părintele Iosif, așa de deslușit strigă el, ca să nu-L pierdem pe Iisus cel răstignit, să nu fim niște oameni de formă, și să fim pe Iisus cel răstignit în inima noastră, așa ne spune Părintele Iosif. Numai atunci suntem cu adevărat poftiți și cinați de cina lui Dumnezeu. De aceea, dragii noștri, frați, mulțumim, mulțumim că suntem în seara aceasta, la această cină și noi. Și ce aș mai avea de, în continuare, de spus? Ne-am uitat printre frații noștri de astăzi și sunt chemați la această cină, poate atâta cât o rânduie Dumnezeu. Și om vrea așa,
ca să raționăm timpul acesta care îl avem noi la dispoziție. Cât vom putea ca să stăm, să raționăm. Mi-aduc aminte la Cumănești odată. Chiar eu am fost opărit pe limbă când frații au hotărât, frate, mai mult de 10 minute să nu se lungească vorbirea, că sunt frați care trebuie să ne spună toți, sau cât mai mulți, să ne spună despre Cuvântul lui Dumnezeu, despre cina aceasta. Și am fost opărit pe limbă și eu în starea aceasta. De aceea parcă mă gândesc să folosim timpul așa, să raționăm până la... Acolo spunea 10 minute. Noi mai îngăduim 15, cel mult până la 20 minute să se facă lucrul acesta. Și rugăm pe surorile cu poezie să nu vă rușinați. Așa spune Cuvântul lui Dumnezeu acolo. Cine se rușinează de mine, și eu mă voi rușina în ziua judecății de El. De aceea rugăm pe Dumnezeu să ne asculte și să ne împlinească planul și dorința noastră ca nuntași să-L slăvim pe Dumnezeu. Amin. Amin. Așa sunt.